ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vin din nou în întâmpinarea doamnelor începătoare cu un scurt tutorial în care putem facilita lucrările noastre. O serie din lucrările noastre trebuie începute cu piciorușe scurte sau piciorușe duble, și aici mă refer în momentul în care lucrăm fulare, flanele și altele. Vă voi prezenta astăzi un mod în care putem realiza piciorușul scurt fără să facem mai întâi ochiurile de lanț și apoi să ne întoarcem cu piciorușe scurte. Deci vom lucra în același timp atât piciorușul scurt cât și ochiul de lanț. Un ochi de lanț am făcut eu aici, după care voi lucra cel de-al doilea, cel de-al treilea. Mă voi întoarce în primul ochi de lanț. Acum am două fire pe croșet. Voi trece prin primul fir cu croșetul, apoi prin următoarele. Mă întorc din nou la bază, în corespondență primului ochi de lanț. Am din nou două fire. Voi trece prin primul fir și prin cel de-al doilea. Lucrând în felul acesta, uitați-vă, se formează atât ochiul de lanț, cât și piciorușul scurt. Deci nu este greu, este foarte ușor de realizat. Puteți vedea, este foarte simplu. Ne întoarcem la bază, vom trece prin ochiul de lanț. Și închidem totul. În felul acesta ne ușurăm un pic munca noastră și ne va fi mult mai ușor să începem o parte din lucrările noastre. Astfel putem realiza și piciorușul dublu în același mod. Vă voi explica imediat modul în care se lucrează. Uitați-vă cât de ușor am lucrat. Aici avem ochiurile de lanț și piciorușul scurt, deci este foarte simplu și foarte eficient. În felul acesta lucrăm exact numărul de piciorușe care avem nevoie, fără să trebuiască să facem întâi ochiurile de lanț, ne întoarcem înapoi, să fim atente, să numărăm. Acum vă voi prezenta modul în care putem realiza și piciorușul dublu. Deci, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă voi întoarce în primul ochi de lanț, acum am 3 fire pe croșet, voi trece cu croșetul prin primul, apoi prin următoarele două, iar acum voi închide firul pe croșet, mă voi întoarce la bază în primul ochi de lanț, care se distinge foarte repede. Extrag firul, voi trece prin primul picioruș, prin următoarele două și am închis din nou firul pe croșet, mă întorc la bază, extrag firul, voi trece prin primul, prin următoarele două și voi închide totul, firul pe croșet, și în acest mod noi ne ușurăm un pic munca noastră. Am trecut de greșit. Trebuie să mă întorc. Așa cum vă spuneam, ne ușurăm munca noastră și timpul, care este atât de prețios pentru noi. Uitați-vă cât de repede putem lucra și acesta. Eu cred cu siguranță că aceste scurte explicații vor fi de folos pentru dumneavoastră. Uitați-vă exact ce frumos se prezintă. Avem deja ochiul de lanț și piciorușul dublu. Deci, nu este nevoie să
vorbim cu acele interminabile ochiuri de ranț. Este nevoie doar de un pic de atenție în momentul în care mâna noastră se dă. Vom lucra cu foarte mare ușurință. Eu cred că aceste explicații vă vor fi pe plac și voi încheia aici. Aș fi foarte curioasă dacă v-a plăcut. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Aș fi foarte curioasă dacă v-a plăcut și aș dori să lăsați un comentariu, să lăsați un like, să distribuiți dacă doriți. Iar eu voi încheia aceste câteva minute, urându-vă zile cât mai ușoare. Vă doresc spor în tot ceea ce faceți, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni. La revedere, vă salut, Tatiana!